Salutare la toată lumea! Astăzi sunt la stațiunea turistică Straja. E ora 3.32 postmeridian. De azi dimineață de pe la 11 m-am strofocat să mă dau cu snowboardul. Nu prea am reușit. Am căzut într-una, adică mai mult am fost pe burtă și pe spate decât în picioare și sunt foarte obosit. Și așa de vreo jumătate de oră de când am predat snowboard-ul și accesoriile, am tras o trântă fenomenală și mi-am cam sucit gâtul și am ieșit la o plimbare și sunt chiar lângă un drum, cred că acum auziți și una TV, dar am văzut bradul ăsta aici căzut, nu știu dacă e, adică sigur e putregăit la rădăcina aici, la bază, că văd, dar sper că vârful să fie uscat. Ce vreau să fac? Să încerc să cioplesc un set de bow drill, că n-am mai făcut de mult, și să văd dacă pot să fac în condițiile care sunt aici un, cel puțin un, o tăciune. Astăzi folosesc Falcon Even F1 și Baco la Plunder. Astăzi ustensilele mele preferate, când trebuie să aleg numai un cuțit și un firez, astea sunt întotdeauna la mine. Și mai am bucată de sfoară și un suport de soclu pentru bow drill din Micarta. Nu o să vă arăt tot acțiunea, pentru că o să dureze mult și vreau să încerc să fac filmulețele mai scurt un pic, dar o să vedeți esențialul. Bun, am tăiat o bucată de lemn mai groasă, din asta vreau să fac și placa și burghiu. Mi-am găsit o cracă tot de brad post de arcuș și acum vreau să crap asta. Mi-am rupt o bucată de carpen, cred că-i, sau fag, cred că-i fag mai degrabă, și vreau să o crap, după care iar o să pun pe pauză până ce opresc. Vedem, acum se vede, vedeți aici așa. Sunt pe un drum, așa că s-ar putea din când în când să lasă să mă mut. Așa. N-am crăpat de mult lemne cu falniva. De vreo că m-am obișnuit cu cuțitele mai mari pentru crăpat lemne și mi se par foarte bune și m-am dezobișnuit de astea mai scurte. Dar asta are un nod aici, cred că o să-l folosesc pe post de burghiu și asta de placă, dar o să trească să le îndrept mult. Sper că s-a văzut. De aici pun pe pauză până cioplesc să văd ce-mi iasă. Aș vrea să vedeți dezavantajul unei lame mai scurte când ai de face cu un lemn mai mare în timp ce cioplesc asta. Cu o lamă mai mare când ai nevoie de lungime și de greutate, cu o lamă mare te descurca mai bine la operațiunea asta decât cu ăsta micului. Deși și ăsta merge, dar mai greu un pic. De-aia prefer lamele mai mari în general, dar astăzi n-am avut spațiu necesar pentru o lamă mare, că buzunarele mele sunt mici și venind între oameni am zis că să nu iau chita mai cuțită cu mine, că sigur o să se sperie cineva. Ia. Bun, pun pe pauză și continui.
mai fac arderea. Am folosit toate ciopliturile care le-am făcut să le pun sub lemn, să nu aibă umezeală. Acum să vedem. Ideea e că sunt chiar foarte obosit și la cioplirea setului în sine era să scap cuțitul de câteva ori din mână. Un pic și camera, sper să nu mă lovesc în ea. E chiar aproape, aproape de placă. Chiar periculos de aproape de ochii mei. Scobitura din placă, i-am tăiat-o cu fier rostrău numai pentru rapiditate, că mai sunt în stare cu cuțitul, nu la prea mult timp. Se strânge frumos. Sunt curios cât timp o să-mi ia. No, eu căzut. Aici parcă aveam ceva. Da, nu mai e. Păstrăm jarul. Uai, ce greu e. De când n-am mai făcut. Runda a doua. O să trebuiască să ascut un pic vârful, ca să tocit. Chiar așa de obosit, n-am exersat să văd dacă reușesc să fac o tăciune prin fricțiune. Dar vă spun că e greu. Uai, mă și doare capul de la oboseală și poate și am băut un pic cam puțină apă, dar am băut ceai. Trebuie să fie ceva. Probabil că și placa am lăsat-o un pic cam grosă și trebuie să dau mai mult la arcuș din cauza asta. Lipsa de forță de apăsare scârțită. Fumegă. Mă, nu știu cât o să fumege. Uau, e rupt. Ce o să vreau să fac, să măresc un pic veul de pe placă.
știu câți dintre voi ați încercat treaba asta, dar totul e foarte dificil când ești obosit. Mai ales și cu durere de cap, zici că e de 5 ori mai complicat. Bun. Runda 3. De scârții tot nu o să scăpăm, că am impresia că nu mai pot deloc să pas. Wow. Da. Nu mai am forță în mâini. După 3 încercări. Deși probabil că dacă aș putea să învârt mai mult, să frec mai mult, să se încălzească mai bine, poate că aș reuși. Dar îs epuizat. Da. Una dintre realitățile naturii și a slăbiciunilor umane. Am făcut o scurtă pauză totuși. Am zis că să mai încerc o dată. Deși e la fel de obosit, n-am făcut absolut nimic, nici la tăciune, nici la placă. Ce am mai făcut? Am strâns un pic corda de la arcuș. O să mai încerc o dată, să vedem dacă... Și am băut niște ceai, să menționez și asta. Să vedem dacă reușesc să încălzesc tăciunea asta suficient cât să ardă singură. Deși nu mă simt cu mult mai odihnit, plus că am scăpat și burghiul în zăpadă. Să zicem că asta nu e o problemă așa de mare. Ideea e că nu pot să dau la arcuș suficient de mult. Nu știu cât o să fumege. Țin cont că e și frig afară. Nu sunt minus grade, dar 0 grade. Dar uitați-vă că se pare că o luat-o. Ce mult contează 5 minute de pauză. Să vedem dacă se vede și pe cameră. Eu nu văd nimic. Apropiu. Da. Uai. Da, se deosebit. Da. Am reușit. Sper să mă credeți că n-am făcut nimica, numai cât m-am odihnit. Și mi se gata și bateria la telefon. Dar ce pot să vă spun? Că pauzele fac bine la bow drill. Am lăsat totul exact în poziția în care am eșuat la primele 3 încercări. Am strâns un pic corda la arcuș ca să pot să apăs un pic mai tare și să fiu sigur că nu mi-alunecă. Și am frecat până n-am mai putut, la propriu. Nu mai puteam să dau nici măcar o tură la arcuș.
Da, a ieșit. Opa. Scuzați mișcarea bruscă. Mi-am împlântat bota pe care mi-a legat telefonul în zăpadă. Da, am pus tot ce am cioplit sub placă ca să nu atingă zăpada, placa. Și pe asta, dacă aș fi avut un cuib, ceva fân, iarbă uscată, chestii mai ușor inflamabile, sunt convins că aș fi putut să pornesc focul. Vă mulțumesc încă o dată și spor la Boudril.